Ai, 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 și băiat frumos și talentat. Lublu tibia și Ramzan. Copilăria voastră este în hate-ul ăsta altor copii, să zicem așa. Foarte bun de comentarii de genul. da' tu mai străiești în trecut. Da cât spați trăit în trecut. tu <sus> și eu răsp ironizeaz, răspund, ironizează, răspund și eu înapoi. Dar pe mine nu m-a trecut, mă ajută. Eu alcova nici nu pot. Cai tu în păr, ca ai poți să cresc, și fac cuib acolo păsărele. Nu e cea copilărie unde, să zicem, nu de la 5 până la 11 seara, tu stai în ogradă. Mi-a părut rău că n-am avut copilăria asta de tipul în ogradă. Și a fost chiar un an, a fost un an, doi buni în care, mamă, da, de că să mă duc la dansuri, mai și eu, mamă în o grade, și am în un oraș, tăți ies în oraș, duc mănânc o pieță, îți duc la un hamburger. Victoria ta de la uh dansoit всем, sunt proiectul, și eu că se s e, e, dumnezeu un Nu vrem, nu nu permitem să fac, nu vroiam să fac un teme sau cineva să ce știe ceva să fac, și eu zic că nu că cine tu ești sau ceva de genul. Te dau cu nu YouTuber ghește. Părinții tăi și cei ai Ionelei s-ar au anunțat că voi nu mai faceți un cuplu în dans. Noi când am încetat parteneriatul așa ce, n-am mai fost în pereche. Mm -hmm. Noi însăși nu am înțeles de ce n avem ochi unul pentru altul. Adică noi nu putem să auzăm din prezența unui altuia. Nu neapărat că ne uram, dar pur și simplu au fost foarte mult timp împreună și asta a fost un șoc și parcă fiecare am avut ceva de demonstrat. Am ajuns am într-un moment în care am zis, dar noi deși nu vorbim. Toți vor să știi cum a fost sărut cu Iuliana Beregoi. <coughs> Simpatie eu, eu am recunoscut chestia asta. Eu am recunoscut când nu ne-a plăcut de o perioadă Invitatul din această seară este dansatorul și actorul Mihai Ungoreanu, ales Hugo. Bine venit în studioul nostru. Bună seara, bine am găsit. Știi, sincer, eu am să încep acest podcast cu o remarcă. Totuși, cât de mare te-ai făcut? Da, este. Este așa ceva. Cât de mult ai crescut și vorba aia, pe lângă tine că ai crescut îmbătrânesc și eu. Și anii trec foarte repede. Ce mai faci? Cum o faci? Uh, destul de bine, încetişor, cum s-ar zice la noi, uh, clasa 12, -a, vine Bacu încetişor, cam bate la ușă, suntem în februarie amâie. A, vă aveți pregătiri foarte multe acum. Da, 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 mai urmează pre bacul urmează pre-Martie. La moment... Uh, așteptăm să mai vină niște proiecte acolo de România, nu și acolo, dar la moment ne gândim să dăm bacul, să-l da, exact pe, pe, școală. Da, și până da. la urmă contează foarte mult ca să... Să, termin, terminăm frumos 12 clasă, cam asta e intenția. Dar cum stai apropo la învățătură, așa? Te descurci, îți place, ai timp, dedici mult timp, <coughs> suficient timp pentru, pentru studii? Când întrebă, a. mă concentrez și un fac ce am de făcut asta e, a, 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 așa la mine lucrează a, a, dar sunt anumite obiecte de, de, de studiu care îți plac mai mult care, nu știu, mai mult regăsești slipiesc, mai bine zis mai în mult. Sus, să zic anumite subiecte, anumite subiecte de studiu n-aș spune că chiar wow, că de mult îmi plac mm. clar că engleza ne-ți dă ușor cam deja Cambridge, spune mm. până la 10 -a, și de bacă scapat la engleză oh, exact. uh, matematica e ok a, deci tu cum e, tu cumva ești din ăștia care... Cum, cum, sunt eu, cum sunt numesc ei la liceu care învață? Nu, no, dar nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no, chiar așa, nu. No, nu no, no, chiar no, așa? Ești pe nu, nu, nu. Eu, știu cum, ne fac ce am de făcut și ne notele care întreb și asimilez informația care întreb. Și cam așa. 18 ani. Noi te felicităm, asta a fost încă de anul trecut, nu? Nu, o... nu, no, no, 21. A, da, anul trecut, anul trecut da, 21 noiembrie, da. anul, anul încetate, trecut, 18. Da. Dacă nu mă greșesc, s-a scris ceva de genul ăsta: că În sfârșit, Mihai Ungurian a făcut 18. Nu știu de ce bă, personalitățile date, da, ca voi care ați crescut cu o anumită popularitate din mici copii, buf, să dă noutatea asta, știi că în sfârșit. A făcut X, 18. A făcut 18 ani. Uite, hai să începem cu asta. 18 ani. Ce înseamnă pentru tine un copil care. De la primii ani de viață, au crescut în segmentul ăsta de popularitate. Ce înseamnă pentru tine acum 18 ani ăștia? Pentru că eu îmi fac o impresie că, pentru un copil normal care se preocupă cumva despre sau cu activități de școală, pe aceiași 18 ani, ai o vârstă, știi că uh -huh. deja nu o să-mi cer voie mai mult de la mama. Ce înseamnă pentru un copil care. Au crescut în vizorul oamenilor acești 18 ani. Nu știu, eu personal, după ce am făcut 18, am început. Sunt mai mult responsabilitate financiară, dacă pot să existe așa ceva. Uh -huh. Adică, încep să-ți pui întrebări. Eu nu vreau să mai depind de ei, ce uh -huh. vreau, hai până la urmă, să ne o mașină. E cam timpul de gândit la capital, adică tot și trebuie ceva undeva să trăiești, să ai tău apartament, Era clar că asta nu se face deodată mm -hmm. și cuiva reușești să facă asta și până la 18. Dar momentan cam să termin studiile și să combin într-un fel, ca și cum universitatea cu lucru. Pentru că eu cred că e cazul nu numai să înveți, dar trebuie să te întreții, da, mă, și ușor. Să începi măcar la vârsta asta mm -hmm. să te întreții. Mm -hmm. Tu ai anumite preferințe deja pentru anumite mărci de mașini, Gândești... Eu personal sunt foarte mare fan la Honda Civic Turbo Sport variantele astea, okay. care merg 2018. 2019. Eu, sincer, nu sunt prea tare mă și când de automobile. Eu, sincer. Dar sună intrigant. Sună, sună știți cum, ies în evidență, oarecum. Uh -huh, adică uh -huh. nu că nu sunt toate mașinile și nu-i nici un preț de asta. Wow, cât de mare să dai 50.000 pe mașină sau 40.000. Aproape de a procura sau încă mai ai de... E aproape de, de a procura, dar tata nu e foarte mare fan la tipul ăsta de mașină. A, la, la și... părinții încă persistă cu anumite sfaturi despre... Persistă cu anumite bine. sfaturi și insist să-l iau, dar nu sunt obligat ca și Adică, doar în de perspectivă, și ar fi mai bine așa. Uite la consum, uite la asta, puneți întrebări, deși e să vinde așa de repede, deși nu uh -huh. așa de mult adus, etc. Pe fondul acesta profesional, acești 18 ani, au o semnificație aparte pentru tine? Deja eu cred că, în discuție cu familia Mihaiței. Sângurel cam. Da, Mihai, să puf, faci singuri deciziile, dar e, oricum sunt multe nuanțe pe care, spre exemplu, îl întreb tata sau îl întreb pe mama, adică, în moment în care chiar am nevoie de sfat, că nu știu ce să fac. Sau sunt dai din nou. Vorbim de alte, alte perspective, pur și mm -hmm. simplu. În sper general, dacă eu cred că e o idee bună și știu și vreau să fac și vreau să mă apuc, ei susțin chestia asta și nu mă zic, dai bătaie, dă mai departe, nu stau pe loc. Dar părinții tăi, um... Ei nu sunt din domeniul ăsta, din sfera asta, cultură? Nu, tot, nici pe aproape. Nu, nu. Adică, adică, însuși, absolut tot ce s-a întâmplat de când îs mic uh -huh. a fost uh, omul potrivit la momentul potrivit, dacă sincer. Începând cu videoclipul ăla, cu aceea, când eu, eu dansez cu Ionela, uh -huh. adică pur și simplu a fost uh, un domn, un cameraman pe care îl cunoșteam personal, care o filmat și o postat pe internet și algoritmul YouTube-ului o ținut cu noi și o împins de clip foarte departe și așa s-a început. Minuta slavă, t t t t t t t t Și am ajuns să suntem. În opinia ta, ce înseamnă o popularitate atât de mare la nivel național, internațional, pentru un copil de la vârsta 2-3 ani, pentru că toi început să apare în spațiul public undeva de la 3 ani în sus. Da. Ce înseamnă pentru tine, pentru părinții tăi, o astfel de popularitate? Pe lângă faptul că vin nanele, nanașii și cumătrii și te apucă de bolfi și zic ai, ia, ia și băiat frumos și talentat. Ce înseamnă pentru tine o astfel de popularitate? O popularitate atât de imensă. Eu n-am perceput chestia asta de popularitate până, până la vreo 10-11. Adică eu n-am înțeles. Eu, eu de, bea, de fapt, am și să percep ce înseamnă sutele de mii, milioane de vizualizări, zeci de milioane de vizualizări. Și adică... N-am luat așa din serios, dacă sincer... Și n-am... Adică da, citim comentarii una alta, dar nici, nici, nu eram tipul de persoană care se bagă în comentarii și el la suflet ori și cuvânt pe care îl spun oamenii. Păi cumva o trecut chestia asta. N-aș zice că a avut o foarte mare influență asupra caracterului meu sau ceva de genul. Deci știi că... Atunci când un matur abia apare în spațiul public, știi, și are hate, el cumva deja are un caracter de viață format și el cumva reacționează, dar reacționează deja matur. Voi, pe bune creșteți. Copilăria voastră este în hate-ul ăsta altor copii, să zicem așa. Voi cum creșteți cu dânsul? Voi pe lângă, da, ok, că îl priviți cumva și trebuie cumva să, să o luați, nu știu, uhum. mai personal, mai... Întrebarea este simplă. Cum trăiți voi cu hate-ul ăsta? Eu personal de obicei ironizez absolut tot hate-ul. De mine se pare amuzant pentru că persoana care îți dă hate de obicei e persoana care a făcut mult mai puțin la viața ei decât ai făcut tu. Adică o persoană care e, să zicem, la nivel cu tine sau mai mare, chiar și profesional, chiar și legat de inteligență, da, ceva de genul. Nu să-ți dai niciodată hate. să aprecieze că și-a să înțeleagă și-ai făcut cum ai făcut. O persoană care e po terminat să o de școală sau nici nu s-a dus la școală și a ajuns acasă, a schis telefonul și azi n-are nică de făcut. Și cel mai interesant este să scrii comentarii, nu? Dar hate-ul uh, despre ce este? Ce anume scriu? Uh, de ce să leagă anume? E că, spre exemplu, în ultimul timp am început să fac uh, anumite editori cu frobe-uri, flashback-uri de când mm, eram mic, mm, să fac comparații, da. cum eram atunci și cum o să Ok. Și foarte bun de comentarii de genul Da, tu mai străiești în trecut Dar cât ai trei în trecut tu Și eu răsp- ironizez, răspund și eu înapoi Dar pe mine nu m-a trecut, mă ajută, eu cumva nici nu pot <laughs> Și ba, lumea zice că-s gras ba. Și eu, eu, eu știu că-s gras Adică dacă o luăm așa, pentru dansurile sportive Hai să zicem, nu-s gras, dar am de dat jos Vreau 5 kg Dar m-ai descurcat, și cu asta tot m descurcat de și... păr nu, nu să e că... de păr, da, că ai tuf în păr, că ai, poți să cresc și fac cuib acolo păsărelele nu mă interesează. Mie așa îmi place și -a, am pus punct. tu nu mai ai votat mereu pe Nu, el era drept până mai e doi ani. Da? Dar de, de. de, cum să... Mama la tură, bunul Dumnezeu. Buni... La tine din familie cineva iese părul creț? Bunica din partea tatălui care îi tot are părul creț așa. Ah. Și În undeva până la 15 ani a fost așa. Drept. Deranjează părul creț? E mai complicat să-l îngrijești? Să, nu știu. Sau... În orice caz nu-l și nu-l suc fienul. Eu când vine vorba de styling, mă trezesc dimineața, fac un duș. La tine trebuie să-l la tine e clar. Din și loc, am făcut ștergarul de tergarul, două ori, așa și gata, s a terminat întrebările. Eu o să-mi propun ca în acest podcast, o să încercăm să facem așa cumva că eu să fiu așa, un fel de frate mai mare. Așa. Uh, ia să ne spui tu nou sincer. Copilăria de vedetă, să zicem așa, copilăria pe scenă, copilăria cu activități unde mișa nada, nu e cea copilărie unde, să zicem, nu, de la 5 până la 11 sara, tu stai în o gradă și mai încercați să vă ascundeți după supermarketuri și acolo să vând și eventual la 12 se spargeți, cum se întâmplă la ciocană. Ce ți-o lipsă cel mai mult dacă îți facem o referință în aceste segmente ale copilăriei, ce să o lipsiți cel mai mult? Pentru că dedicația ta, ori copilăria ta, au avut loc, cred eu, cu alt tip de copii și nu cu cei neapărat din o grad. Uh, cred că chiar să nu minte gândurile astea când avem chiar și vreo 12, 13, 14 chiar ani, că foarte mult mi-a părut rău că n-am avut copilăria asta de tipul în o Și a fost chiar un an, a fost un an, doi buni în care, mamă, dar adică să mă duc la dansuri, mai gine, ieșeam mamă în o gradă, ieșeam în oraș, tăți în oraș, duc mănânc în pieță, să duc la un hamburger, privesc un film, mm etc. Și am ajuns la 18 și mă uit înapoi și îmi dau seama că asta chiar n-avea să mă ajute cu absolut nimic. Adică e mai bine ca mers să antrenament. Fără de antrenament și ala poate nu ajunge în am muia. Fără să mă duc în, spre exemplu, în România, în momentul și la concurs și ala peste hotare și ne știe dacă avem să, avem, să ajung unde să acum. Și chiar dacă o perioadă foarte lungă ne-a părut rău că n-am avut, așa zic, o, copilărie normală ca toți copiii, dacă să dau timpul înapoi și să mă întreb dacă vrei să trăiești una normală sau să o retrăiești pe asta și poți să faci alte decizii, mm -hmm. dar tot în sfera asta, aș retrăi eu din nou pe asta, cu siguranță. E bune? Da. Dar, în opinia ta, e, e clar că ai un alt fel de copilărie, ai anumite posibilități de a călători, ulterior această activitate cumva îți oferă alte oportunități, dar pe lângă toate astea, cu ce este mai bună copilăria unui copil vedetă, cunoscut, și copilăria unui copil obișnuit. E că mai bun nu aș zice că e mai bun, aș zice că e mai diferită. Mm -hmm. An, sau poate anume bunul ăsta e din cauza că e mai diferită. Nu e ca la toți, așa zic. Nu e, din nou, chestia asta. Mergem la școală, mergem acasă și cam acolo s-o terminat. Adică ești în constantă activitate, constant ai ceva de făcut la o emisiune, la un concurs, după aia că cum am fost. Am fost în România, a filmat Lara, perioada și ea. Am avut diferite concerte și nu e ceva basic, adică e ceva diferit. Și anume asta e frumusețea și poate asta e mai bună și ala decât îi... E... Dar, din nou, depinde doar de perspectivă, dacă sincer. Pentru cineva mai bun e să te duci la școală, ai venit acasă, ai făcut temele, știi că ai învățat bine și să-i prinești notă și ești argonicios. Pentru mine asta niciodată nu a fost cazul. Știam că am de învățat, știam că trebuie să iau note, pentru că la mine tata au spus mereu, dacă școala, școala mereu e primul loc. Indiferent ce ai pe lângă, dacă noi bine cu școala, el avea o frază, închidem chislarodul, cu rest. și <laughs> cam acolo se încheie. Și eu știam că trebuie să găsesc un balans perfect între astea două și între absolut ce fac. Și... Şi... Părinții tăi de genul la un caracter sau uh -huh. o abordare au avut în copilăria ta așa mai dur? Țină sau... Uh, cred că mai dur era tata, dar mama era cea care ne lua apărare. Dar nu zici că mai, că mai, dur. De dur. Și am apreciat eu mereu la părinții mei că Deși am fost avertizat înainte de unele chestii, am mm -hmm. fost lăsat să dau, cap, să, să, dau singur cu capul, ca să înțeleg. Și asta, de cât mulți spun că învață din greșelile altora să nu le repete asta nu, nu există așa ceva. Până n-ai dai tu singur cu nasul, n-ai să înțelegi că nu-i bine ce ai făcut și mai bine nu mai faci niciodată. Asta e cea mai bună lecție de viață care poți să o prâniași. Să dai singur cu capul și să înțelegi că fiu e tăi nebudă de alea de Gata. Fain, eu am înțeles la fel chestia asta un pic deja mai, mai târziu că unele chestii m au întâmplat în viața mea. Noi vorbim despre, despre școală. Noi știm că mentalitatea încă în Republica Moldova în ceea ce ține sau în raport cu copiii care au o faimă și merg la o școală, să zicem, mai mult obișnuită, da? E așa, un fel de... Eu mi-aduc aminte situațiile periculoase, să zicem, între Olga Verbițchi și ceea ce s-a întâmplat cu ea. Uite, aici vreau să te întreb pe tine. -ai un coleg de clasă, Mișa Ungureanu, ales Hugo, uh -huh. cam... Nu știu. Cum văd... Mă refer aici mai mult la băieți, la fete, e clar. Eu am fost mereu tipul de om care-i prieten cu toți. Eu, o chestie care mulți o apreciază la mine și mi-a fost spus foarte des, e că eu cum sunt fața camerelor fix în fix în viața reală. Adică eu n-am personajul ăsta pe care îl joc. Că mulți de noi chiar avem un anumit personaj care îl jucăm pe social media. Mm. La mine nu-i cazul. Poate uneori asta nu mi-a făcut bine absolut deloc și ar fi trebuit să mai joc un rol ori să mai exagerez unele chestii, să mai nu știu cum acolo, însă, nu știu, nu ne-au permis să o vezi s -ar zăi arzăiești la noi, însă chiar n-am probleme și n-am avut niciodată probleme Hai, să, hai să zicem la liceu și la sfârșit de gimnaziu. Că eu nu zic că când eram în clasa a șeptea, când vineam de la tanțuit, se câștigasem proiectul și eu credeam că să Hei, Dumnezeu într-o Nu, atunci e clar că 13 ani să urcă la cap și poți să mai, să mai permiți unele chestii. Nu vroiem, nu, nu permitem să fac, nu vroiem să fac unele teme sau cineva cine, neva știe ceva să fac și o zic că nu, că cine tu ești sau ceva de genul. Te-ai dat cu cine tu vorghești. Este ofensiv, dar chiar sunt foarte, foarte stupide. Și... spui moment, sincer, chiar la 13 și, și, și poți ai de la un copil de 13 ani. Mm, de chiar, clar absolut nimic. Atunci un cap un în pic, încă, încă, merge să se dezvolte. Da, da, da. Sco da. scoace, sco sco cum s-ar sco zice. Eu sunt la 18 scoace, dar la 30. <laughs> Astăzi burgerii nu mai sunt un produs de tip fast food un preparat destul de respectat întâlnit în toate meniurile. TikTok Burger este destinație ideală atunci când ai nevoie de o gustare fierbinte sau o ieșire cu amicii. E un loc relaxant, tineresc și foarte cald. Burgerii sunt atul cel mai mare. Folosind carnea perfectă, ei devin savoroși și originali. Burgerul gătit după rețeta sa nu este doar savoros, dar și sănătos. TikTok Burger face livrare direct la ușa ta pe strânge temperatura caldă și aromă. Aici se garantează calitate, rapiditate și atmosferă superbă. Tu ai pomenit despre proiectul din Ucraina, Tansuit fi. După ce părinții tăi și cei ai Ionelei Țăruș au anunțat că voi nu mai faceți un cuplu în dans, voi ați mers acolo, în cum, cumva separat la acest uh, proiect, dar în același sezon. Uh -huh. Și micuța Ionela Țăruș pe atunci, m la un interviu, pare-mi să, sau la o intervenție, cumva au menționat că dacă eu nu greșesc formula, acum o să se vadă cine este mai bun. <laughs> da, a fost așa fost ceva, da. Tu ai câștigat concursul ăsta, fiind un, unicul participant cel mai tânăr. Da, cam așa. În finală. Da, cel da. mai tânăr, adică, practic. Da, în final era cel mai mic, Dar legat de fraza asta. Dar la ce s-a referit concret? Eu fraza asta are, un, are un, un, un backstory, așa să zic. Noi când am în, încetat parteneriatul, așa zicem, n-am mai fost în pereche, mm. noi însăși nu am înțeles de ce. Cine? în nu ați înțeles. Eu cu Ionela n-am înțeles decizia. Ah, a, părinții cumva au Da, adică asta a fost decizia părinților. Nu, nu știu ce probleme au fost. Nu am intrat niciodată în detalii. N-am vrut știu. Însă, am nu știu cum asta s-a supărnit, că noi am, nu, nu avem ochi unul pentru altul. Adică noi nu putem să auzăm din prezența unui altuia. Nu neapărat că ne uram, dar pur și simplu au fost foarte mult timp împreună și asta a fost un șoc și parcă fiecare am avut ceva de demonstrat și noi n-am vorbit, eram din nou, eram copii și așteptări poți să ai de la niște copii. Mm. Și clar că asta nu a fost pur și simplu că a nimerit ambii în același sezon la proiectul dat. Asta eu cred că a fost gândit. Adică eu n-am discutat cu persoana care s-a ocupat de toată chestia asta, dar presupun că a fost gândit și sincer noi am început să comunicăm, adică o trecut proiectul, am câștigat noi am și pus, am ajuns am într-un moment în care am zis, dar noi deși nu vorbim, noi am trecut prin atâtea împreună, noi am fost uh, peste tot împreună, așa să spunem, și noi pur și simplu, din cauza la când n-am avut motiva. Deci voi astăzi comunicați. Da. Să... Foarte, noi cred că comunicăm o dată la două zile, chiar în fiecare zi. Foarte des da, comunicăm. Dar parcursul ei acum, în ceea ce privește cariera de dansator, dansatoare, ea mai face? E Eu da. Zic ea este plecat acum. Da, ea este plecată da? în Marea Britanie. Uh -huh. Dacă nu mă crezi ori în Londra, ori în zona Londrei ceva pe acolo. Ea chiar are școala de dans deschisă pentru moldoveni. Adică tot continuu cu dansul, dansuri moderne, eu am rămas pe dansurile sportive, tăia. Numai nu mai nu știu. spune că voi ambii o să formați din nou un cuplu în viața care ne așteaptă? Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. poate din poate interes... La vreo luntă, la vreo... noi, vreod, poate să facem noi vreodată, poate așa, să facem o recreiere a dansului de la Minuta Slavă. Victoria ta de la uh, Tansuit o semnificată 10.000 de dolari? Da. Mulți bani. Pe atunci, pentru un copil pentru de un copil, Da. de dolari. Da. ai donat banii ăștia? Da. E un gest cumva care foarte, foarte, foarte puțin îl fac. Și de aici vreau să te întreb dacă asta au fost, ca și pentru un copil respectiv clar cu părinții, o decizie asumată. Uh, țin minte că la da, premiurat 10.000 de dolari, 10 după noi peste o lună sau peste vreo 3 săptămâni am venit înapoi în Ucraina, uh -huh. trebuiau documente acolo și uh -huh, semnat uh -huh. și după impozite cred că erau undeva la în jur de 8.000 după impozite. Dar noi discutasem de mult înainte că eu, dați seama, din nou, la 13 ani, 8.000 de dolari, și înțelegi tu? Și ăștia banii de 8.000 de dolari la 13 ani, îți pare că monede. Dar chiar vroiam, pentru că eu, înainte de tănsoiția, aveam obiceiul cu părință o dată, de câteva ori pe an, să mergem la internate de copii etecera și cu banane, cu portocale, cu niște uh -huh, chocolate, uh -huh. cu niște ajutoare, așa să zicem. Și era chiar perioada în care noi, de obicei, făceam lucrul ăsta. Și am zis că de ce nu? Și mama și tata nu nu m-au nu, nu oprit, adică au văzut-o ca pe un lucru bun și cum în și până muia, sunt se în zecit, absolut tot. Da, exact. În timp se întoarci. Eu am mai văzut astfel de gesturi și e pe bune lucrurile cumva s-au întâmplat, că s-au întors în zecit alți oameni. Eu n-am văzut nicio reacție a Ionelei Țăruș. Uh -huh. Măcar vreo felicitare, vreau Valentin, cum să zice la noi recent, pe sărbătoare. Te-ai felicitat? Sincer, nu-ți aminte dacă nu mă greșesc, a fost ceva de genul felicitări, dar noi atunci încă nu, încă nu discutam, încă nu eram prieteni. Noi am devenit devenim prieteni, dar mă, când am făcut vreo 16, 15 ani, 15, spre 16. Adică cam deva de vreo 2 ani, 2 deci am făcut pasul asta, dacă... Nu, sau chiar, nu Știu că cumva am decis hai să ieșim sau ceva, de gen, hai că nu ne-am văzut de mult. am ieșit și E ca omul cu care tu n-ai vorbit toți ani, știi? Și dai da, atâtea memori. Știi, stai atunci înțelegi, mai, de -a, de -a, și înțelegi că, măi, de ce noi până la n-am vorbit, n-am ieșit, n-am... Nu ne-am adus minte din timpurile bune, cum s-ar zice. Mm -hmm. Și pur să simplu, da, a fost inerția asta, s-a întâmplat și am mai suntem prieteni. Legat de această victorie, de a... Eu cumva întrebarea dată am scris-o, dar o să fac o, o referință și uh, la cei care preferă foarte mult comentează, să comenteze, să scrie wow și înseamnă un astfel de proiect. Și aici eu vreau să te întreb. O astfel de victorie, un astfel de proiect atât de grandios care îl câștigi, asta înseamnă că pe tine pur și simplu te inundează producători mari, vin cu contracte de 10 sau sute de mii de euro, știu eu, te gândești să le semnezi? Sau pur și simplu o banală victorie? N-am avut contracte după, n-am avut... Chiar Pentru fost că unii foarte mu uh, își imaginează că astfel de proiecte cam așa stau lucrurile, mm -hmm. știi? Da, 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 că te împingi un, oarecum spre... Mm -hmm. Nu, chiar nu-i cazul. E un proiect care l-ai câștigat, clar că îți dă oarecare prezență în social media și te oamenii și te văd oamenii ăștia în minte, să nu vin cu proiecte de sute de mii de euro și tu într-un an ești milionar și să-i luat o casă în Miami și toată viața trăiești pe plajă. Nu e caz, absolut loc. Dans. Dansul uh, dansat de tine este mai mult segmentat pe rumba da, rumba, samba, dansuri latino, samba, cea cea rumba, jive, pasodoble, Um, decizia eu cred că voi ați luat-o împreună cu părinții, evident, de la o vârstă încă fragedă, dar tu, până la o vârstă, ajungând deja să înțelegi toată uh -huh. chestia asta ce se întâmplă, cum să mănânc asta, ai ajuns să-ți pui întrebarea, dar de ce stilul ăsta de dans? Uh, dacă te reprezintă, dacă vrei să continui să faci asta mai departe sau să schimbi unele chestii, unele abordări? Eu am avut tentativi de a încercat și alte stiluri de dans. Adică eu am fost, până un Just Friends, și... mi-au plăcut și contempul, și um, hip hop, ul ce am mai făcut chiar și în tanțuit, au fost toate stilurile. Adică am trecut prin tot ce trecut. Dar oarecum, oricum, dansurile sportive la este au rămas aproape de suflet. Uh -huh. Chiar dacă foarte des stăteam și mă întrebam, pentru și eu asta fac. Care-i perspectiva mergând înainte la dansurile astea sportive? Și când îți pui întrebarea asta la 14-15 dar despre care perspectivă poate să meargă vorba? Adică, sincer, e un lucru care îl faci, care îți place să-l faci, care m-a ajutat să ajung unde sunt, fără de dansuri nu ajungeam, cu toate proiectele și cu, spre exemplu, care, care, au fost alături de Iuliana, chiar și cu filmul și cu piesele, nu aveau să întâmple fără de dans. Și dacă eu nu eram și nu eram datorită dansului, și după îți dai seama, îmi place, fără de... Chiar, am avut perioade că l-am dansat o săptămână. Zic, nu mă duc, eu nu mai vreau, eu m-am săturat. Nu, nu, nu. Că la mine tu și crâșa, cum zici la noi. De ce te durca? Pur și să ți -mi de mință. Îți dai seama că vrei mișcare, vrei muzică, vrei stinești, vrei concursuri. Odată și închei cu dansul, cam să încheiau și călătorii mele mm. Da. Și dacă îmi stai și te gândești într-un, an, în anul trecut a fost anul cel mai plin de, 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 de 13 14 ani de dans. Și au fost în Germania, Cehia, Armenia, Italia de două ori. Adică când le numeri sunt foarte, foarte multe călătorii și foarte mulți bani cheltuiți fără părinții mei care... Tu ai reușit să numeri câte țări ai vizitat până acum? Nu. E că am, am vrut am vrut, am vrut vreme într-o seară să mă pun să fac o listă din pur interes mm. să le număr. Dar n-am apucat. Dar care e cel mai tare să plăcut? Ca oraș, ca, ca țară, ca cultură? mi plăcut plăcut, mi plăcut Spania, dar eu în Spania nu am fost cu dans. Mm -hmm. Adică ah, eu la vedeți. Spania, la Spania a fost un cadou de ziua mea de naștere, la Barcelona cu Atletico Madrid. Ăsta mm -hmm. a fost cel mai bun cadou care l-am primit în viața mea, cred. Ai vizitat și Praga? Sau? Uh, da, am fost și în Praga, da. În Praga e un oraș așa uh, mai totul E fru totu frumos. Uh, tu menționezi despre festivaluri, despre concursuri. Eu am privit acum zilele trecute un, un, o, o secvență dintr-un interviu la prima oră, dacă eu nu greșesc, un an, anul trecut menționai că anul ăsta cumva tu finisezi în, în cei și de vârstă. Eu am mm -hmm. înțeles, dar nu știu cum să exprim asta. Adică tu treci la o altă categorie. Da, eu deja am trecut așa. în altă categorie, eu dat cu anul nou. Categoria de maturie ar, ar veni, să cum? Da, deja se consideră under 21, ca și cum sub 21, și sub 21 vine deja adulți. Da, mm -hmm. e e Under 21 e un fel de categorie de tranziție, așa zici. Ca să nu te arunci la 18 ani deodată cu ăștia 30 și așa. Mm -hmm. și, și e câte cum spui. Tu, tu ai fost la toate festivalurile astea, europene, mondiale, ce ar urma pentru tine? Eu cred că tu ai reușit deja să dobândești tot ce ți-ai Ce ar urma în e, cariera ta? De minte, tari? chiar după campionatul european, am făcut o postare pe, pe Instagram, mm -hmm. care eu toată viața mea m-am remarcat în dansuri, prin show diferite chestii, dar pe plan profesional să ajung, să dansez o finală la campionatul european sau la mondial, sincer nu credem că să ajung vreodată. Și în momentul în care am luat locul 4, mai, era, mai aveam foarte puțin până la 3, până să fim în uh, top 3, însă nu o fost fi. Mm -hmm. am, am avut realizarea asta că eu, în sfârșit, mă sunt împlinit în dansuri că eu am reușit să fac pe prof în profesional și aici am reușit să fac și cu ajutorul show ca și cum. Și au fost europenele, după europenele au fost la sfârșit de octombrie și mondialele au fost uh, la început de decembrie, în Rimini, în Italia. Și acolo am dat la finala. Doamne ajută, am și acolo în finală, L am luat loc 5, loc 4, 5, anul 3, ultim, ultimul an în categoria în care sunt. Eu nu cred că puteam să termin mai, mai bine dansurile anume, anume anul trecut. Uh -huh. Dar urmează cumva sau deja cam pe aici? Nu-i cam pe aici, oricum mai sunt campionate. Exemplu, campionatul Mondial pe Andor 21 e în Bărno, în octombrie. Și acum s-au aprobat și campionatele europene, tot pe vârsta asta, dar încă nu au apărut. Pur și simplu, la moment vreau să termin cu bacul, vreau să, a, deci să mă mai să... pun accent pe social media, să, să mai dau unele întrebări, să înțeleg chiar și vreau să fac cu adevărat. Pentru că, da, dansurile e bine, dansurile e fine, dar tot sportul e până la o vârstă. De acord, de acord. Tot sportul e până la o vârstă și. Care sunt cele mai sens? principale sau cele mai mari traumi? pe care poate un dansator să le aibă pe parcursul vieții. Ele El sunt foarte multe. Spre exemplu, eu la moment stau cu tape la acest podcast pe spate. Da? Da. și asta? E un fel de tape care ține, ține mușchi spatelui să nu, nu se relaxează, că cam mă doar pe spatele și nu-i ca lumea. Și cam trebuie... Oricum, orice tip de supraefort, mai devreme sau mai târziu, o sens. Și anul trecut pentru mine a fost supra-efort la maxim. Și vrei, nu vrei, o leacă, dar mai scârțâi, dar trezești dimineața, mai pocnești, mai pocnești două oase, mai, mai bei un, un tailor hot să nu te doară și mergi înainte. Până a devenit tu uh, Hugo, mai vorbim încă, rămânem la Mihai Ungureanu, uh, pe lângă acele proiecte pe care voi le aveți în Federația Rusă, mi-aduc aminte ulterior în Ucraina, da? După, uh -huh. conform Sau după vârstă. Iată, eu nu, nu știu câți ani avem, mă trezesc eu într-o dimineață și văd un videoclip destul de fain, cu Liblio Tebea, Ionel Estrate, Melodia Tikaub". Da. Asta a fost așa un fel de mire pe sufletul oamenilor, unde tu cu Ionela în acel început de videoclip ați dat o culoare imaginii. imagini au trecut vreo câțiva ani de atunci la acel videoclip. 11 chiar. 11, da. dar cel mai interesant e că după 2-3 ani acel videoclip, pe bune la vizualizări, a devenit cel mai vizualizat videoclip al lui Ionel Istrate. Au da. mai trecut ceva timp și eu, eu nu puteam să-mi explic cum așa s au întâmplat unele lucruri, și am dat de unele secvență, unde s o tăiat anume bucată, cea unde tu uh -huh. mimezi refrenul la Libliotebea și era foarte, foarte popular. Bine, eu cifrele noi, o neapărat o să le, o, pot să le spun acum. Pentru tine, acel videoclip, ce s-a oferit îl în, în afară de cele cifre de vizualizări? Uh, chiar azi m-am văzut cu frața Ispoială, uh -huh. cu Dimash, cu Arcadie, și că eu au fost cei care au da, filmat Tecautul da, da, da. și chiar stăteam azi, ne uitam la clipul ăsta și ziceam, iau șochi cât am crescut. <laughs> și cred că de, clipul video al lui Ionel la Tecautul a fost uh, prima piesă, ca în care noi ne-am filmat. Adică deci, a fost proiectul, da, a fost minuta slavă, da, mm -hmm. acolo era strict dans și deja în te a fost deja puțin mai, mai mimează, mai făti frumos, mai dă din ochi, mai dă din umăr și totul a fost un început oarecare. Adică a fost, un fost un... greu procesul ăsta de filmare? Eu cred că e un, un pic mai alt fel decât tot ce sunt întâmplat pentru tine în viața ta. Fix asta e în Dima, Eu nu-ți minte practic nimic eu am doar o imagine, cum eu stau cu chitară, eu chiar țin minte, nu cum stă la mine mâna pe chitară, și țin minte pe Ionel, în și era îmbrăcat, și, și pe... Mm -hmm. pe corcat din spate. Și dăm lumile, țin minte așa cum mă bătea în față foarte tare. Mm -hmm. Asta e țin minte, la videoclip. s Și din Codreanca, cum am filmat, când dansam. Adică sunt chestii foarte, foarte mici. Mm -hmm. Eu, eu, uneori, sunt foarte uimit de cum țin minte oamenii și fășeau pe la 7-8 ani că ăsta e pentru mine ceva, e și din comun. Da, în opinia ta, dată peste ani, de ce crezi tu că anume acest fragment a intrat atât de mult în inima, sufletul oamenilor? Nu știu, poate că erau doi copii care vorbeau despre dragoste. De obicei, dragostea între copii e cea mai frumoasă, dacă e, am zis că e platonică. Nu știu chiar dacă se potrivește cuvântul ăsta aici, dar e, e pură. Okay. Și era un fel de liubliu, și era amuzant. Adică tot era, Erau doi copii la școală, Băiat cu chitara, fata care intră în clasă și bă, tu cânta cât de mult te iubești, de ce iubești. Așa că de asta și <laughs> a intrat. Tu revenit într-o bună zi la ideea asta, că să mai cânti încă o dată.

Devii, un pic deja mai încoace, Hugo, uh, nickname de de scenă, de mai mult are cumva referirea asta ca actor, nu? Da. da. Uh, colaborarea cu Mixton Music uh, și cu interpreți actori ca Iuliana Beregoi și alții, până la a vorbi despre serialul Lara, unde voi v-ați filmat în rol un rol principal, Hugo, numele de scenă, cum a apărut el? Pentru că Hugo, noi știm că este un nume, să zicem așa, okay. foarte, foarte popular. Uh -huh. Cum v-ați gândit voi la asta și ce semnifică numele ăsta? Uh, Hugo, de fapt, a apărut să din serialul Lara. Adică okay. așa adică... se numește actorul un personaj mm -hmm. însuși în serial și a fost un nume care a fost creat de Cătălin adică de okay. managerul și producerul filmului, regizorul filmului și când am lansat noi piesa Repetent, am zis că Prima ar... ta piesă, primul da, singur. Da, primul mm -hmm. singur, că ar fi cazul să lăsăm Hugo. Adică ar trebui să prindă bine și să asocieze lumea piesa cu serialul, etecera etecera și o dar să fie bine. Dar cum vezi numele ăsta? Te-ar reprezenta pe tine în viața ta, să zicem așa, de... Asta? Sincer, la început nu reacționam și la Hugo. Și nu, nu că nu-mi plăcea, dar eram obișnuit totuși cu Mihai. Adică mie, mie, mi-e foarte mult că îmi place numele meu Mihai. Dar după un timp am început să nu mai reacționez la Mihai și am început numai la Hugo să întorc. Dar mă, eu sunt ok cu ambele, adică pot să zic că mă cheam Mihai, să că mă cheam Hugo, adică nu mă deranjează. Deci tu cumva numele ăsta l-ai luat și în calitate de o eventuală dezvoltare pe plan profesional muzical, um, da. cariera muzicală. Pentru că, da, Mihai Ungureanu, Mihai Ungureanu, dar Hugo a fost în uh, însuși. Uh -huh. și și legat cu serialul Lara și toate proiectele astea și piesa și au avut oarecare logică, adică cred că dacă nu era Hugo nu era același feedback și engagement, cum s-ar zice? Serialul uh, pentru copii, Lara, serialul românesc, o felicitări pentru asta, pur și simplu, nu știu câte milioane, dar cu siguranță zeci de milioane de vizualizări și la cinematograf. Noi știm eventual cum Iuliana Beregoi, având contract cu echipa dată, Uh, cum a avut loc, da, ideea dată de a face un serial, cum ai ajuns tu cu echipă dată să lucrezi? Este vorba despre un casting sau... Uh... Nu, eram... Uh, filmat filma pies, videoclipul piesei la Fac ce simt uh -huh. și eu am fost invitat în calitate de dansator, în spate. Zic adică eu mă știam Dar cu... Piesa nu e venit după piesa ta prima cu repetent, nu? Nu, fac ce simt nu, asta e înainte. Da? Adică eu la fac ce ah, simt okay. de abia am făcut cunoștință cu Cătălin și cu Alina, și care uh -huh. se ocupă de Iuliana. Da. Și am fost zărit de Cătălin și de Alina. Și mai târziu am primit... Mamă, de fapt, au primit un mesaj pe Facebook de la Catalin, unde au apărut ideea că, hei, noi vrem să filmăm un film și suntem de foarte mult timp în căutarea unui băiat și ne-a plăcut și poate, poate o să încercăm și cu niște piese, etecera și ce părere aveți. Și o să hai să încercăm de probă episodul 1, pentru că episodul 1 a fost filmat, hai să o luăm așa, el a fost filmat aici și el a fost lansat peste 4-5 luni. De fapt. Okay. Adică a fost o diferență, să, da, o, diferență e... tot de mare. Și am fost înfilmat, a fost postat, s au ridicat sus și am că noi mergem mai departe. Și cam așa. Eu obișnuiesc să mă iau întrebări nu numai din capul meu, dar și din capul comunității, a oamenilor. toți vor să știe cum a fost sărut cu Iuliana Beregoi. <coughs> a fost bun. A fost ok. Dacă, dacă asta e... Hai să o luăm așa. Noi ambii ne eram nu era rușine. Îți mint că era zonă în care te să filmăm scenă, chiar s-a apropiat e, timpul. Mm. și În platou au rămas doar cei de care era nevoie. De obicei, la scenii mai erau actori, mai erau unii persoane pe lângă, dar în momentul în care noi trebuia să filmăm scena său, a fost eliberat platou. de toți în afară, de Cătălin, de persoana care filmează, persoana cu microfonul și persoana cu luminile. Atât. Și eram noi de, și gata și el a fost filmat de două ori adică a fost uh, un sărut care nu a schimbat <coughs> nimic între noi nici înainte, nici după pur și simplu știam că trebuia făcut așa era în scenariu și ne-am asumat ambi rolul de actori și am făcut treaba Eu tare mult sper că la următoarea întrebare pe care eu o dau, din nou să nu ajungem în situația să fim raportați și blocați că noi, acum recent s-a întâmplat un caz la o, o întrebare picantă de aia după acel sărut cu Iuliana Berigoi, a trecut cât timp? A trecut Oleac? Trec Trecut vreo 2 ani, cred. Ceea <hângh> ce, ce te-am întrebat eu acum, aceeași întrebare, o pusă și ceanu? Nu. Ai, ai dacă mă întreba vreodată ceanu, cum a fost, fost sărut cu Nu, n-am no, avut. Dar n-am... Eu cu ceanu, de când ne-am întâlnit prima dată, am fost foarte ok și foarte... N-am avut niciun motiv să ne certăm sau ceva de genul. Nu știu unde, de fapt scot oamenii ideile astea că am urs să bat, am urs nu și acolo. Cea nu e o persoană foarte, foarte tare. Eu am dormit la dânsul, am jucat FIFA împreună. Am mers cu mașina, mm. i-am întâlnit chiar o parte din familie, un unchi i-am întâlnit și chiar îi niște oameni foarte, foarte faini. Să mai specula acolo, da. Să nu speculez și eu deja că după ce îl sărut cu Iuliana Berigoi simpatie eu am recunoscut chestia asta. Eu am recunoscut când ne-a plăcut de o perioadă de la începutul serialului Lara, că cred că a fost vreun, an serios, un an bun, un an, un an șoleac. Dar uh, nu amestecat personalul cu profesionalul. Asta când nu a nimic. A de? fost și asta o, o, rămas. Și am rămas la prieteni. Adică, cred că nici nu ni, nici, nu știu ce avea să fie, nici nu a fost nimic, nu știu ce avea să fie, cam așa, cam așa și rămas. Serialul ăsta în sine, Lara, voi aveți câte sezoane? Trei. Trei sezoane și undeva citiți că voi vă gândiți. Sunt anumite gânduri că să mergeți pe sezonul, sezonul 4. 4. da. În serialul ăsta 3, acolo deja este tot ceea ce noi trebuia să vedem. Sau povestea dată ar trebui să mai fi, în opinia ta, desfășurată. Eu cred că sezonul 3 s-a terminat foarte, foarte interesant, anume. Adică, se termină. Sau sezonul 4 ar fi pentru oameni deja care cer sezonul 4? Întrebare foarte bună, știu. Cre... Ideea că eu cred că povestea are, are loc de dezvoltare. Cum s-a terminat? Au fost lăsat intre gasta la urmă. Okay. Foarte, foarte interesant. Și dacă chiar o să se dorească și dacă Cătălin și Alina o să fie de acord și sunt foarte, foarte multe nuanțe la mijloc, oricum mai dau o să facem, de ce nu? Da, așteptăm, chiar nu depinde de mine și într-o într mare măsură nu depinde nici de Iuliana e tot ce trebuie să acord. facem noi să așteptăm și să, aștept, să așteptăm răspunsul, cam așa Eu am întrebat pe canalul tău de YouTube și ulterior, mai înainte, am văzut -o, iarăși o teză, o întrebare despre filmul ăsta, Două inimi da, uh -huh. Ceanu cu Iuliana. Și întrebarea perfectă este, dar de tu nu ești cu, uh -huh. Hugo nu este în acest serial? Te să ne răspunzi, pentru că tu te-ai grăbit, nu știu de ce, în vlogul dat și ne-ai oferit un răspuns pe, lung, pe larg, să ne spui de ce nu ești acolo. ideea că e, perioada în care ei doreau să filmeze filmul era perioada cu europenele și mondialele mele. Ok. <coughs> și am fost pus în poziția în care eu trebuie să sacrific 13 ani de dans, care i-am lucrat mult, pe, adică tot ce am făcut eu în dans o ajuns la momentul ăsta, fix în perioada când ei vor să filmează film. Uh -huh. Și am vorbit și am înțeles că eu aș vrea să termin cu dansul și să fac ce am eu de făcut și poate pe viitor, dacă mai sunt anumite proiecte, ne implicăm atunci. Dar la moment chiar nu pot să dau la o parte dansurile, pentru ce aici am lucrat atâta ca să mă implic în proiectul vostru. Și deja, oricum ce anul deja era în imagine, adică mm -hmm. deja... Eu cred că au făcut o treabă foarte, foarte bună și a ieșit foarte fain. Chiar dacă eu încă n-am fost, eu știu că el a ieșit în Republica Moldova. Eu încă n-am ajuns să mă uit la dans, Sudans dans, să mă duc să mă uit. Uh, sincer, că chiar îți chiar, chiar de ce a ieșit. Despre piesa Repetent, este primul tău single, în prima încercare de a face muzică un stil așa destul de interesant, aș mai eu mai mult copiii adolescenți. Da. Tu vezi un parcurs muzical? Te vezi, te regăsești, îți place? Mie îmi place muzica pe general. Îmi place ideea de a face muzică, îmi place ideea de a ieși pe scenă și de a cânta. Însă și legat de o carieră în muzică nu știu așa, indiferent cât de mult îmi doresc. Asta știți cum este? Sunt visurile pe care le ai ca copil și sunt chestiile care îți dai seama că n-a să pornească, focusează pe altceva. Apoi asta e cam visul ăsta, de, 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 care eu l-am de când sunt copil. Mm -hmm. Nu știu și să iasă, nu știu dacă vreodată o să iasă ceva, însă eu presupun că timpul o să arăte și să vedem. Mm, da, nu știu, eu m-am uitat după cifre, e destul de impresionant. Câteva milioane, câteva după... limoni. Da, 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 După cifre, e bine, anii dar anii, ne întrebă și calitatea. Eu nu pot. Da, spre ce stil mai mult, evident, hip-hop? Adică, tu crezi că vocea ta ar fi pentru a fi cantabilă sau mai mult aici? Nu, extraordinar de cantabilă, cu siguranță, dar nici nu cred că ar fi potrivită pentru genul ăsta de trap românesc Da, tu Tare, Adică. Românie plină de trap acum Sunt buni, nu, nu pot n-ai ce spune Sunt foarte buni, sunt care eu îi ascult okay. Chiar și același Oscar eu, El a fost la Nextar Cu un an mai devreme ca mine, dacă nu mm -hmm. mă greșesc Îl mm -hmm. ascult așa Stabil îl ascult și mai sunt foarte mulți Care sunt foarte buni, chiar și același Inisebi Mulți zic că, ei, că Au fost la Tomu, o piesă Și au pus audio-tun și vorbește De fete și nu știu acolo, că se o femeia Fă -și tu Și nu ai făcut dacă e așa de ușor, de ce nu faci și tu? De noi cu asta la fel e o problemă. Comentatori sunt mulți, nu faci nimic, nimic. Așa, hai pe alt segment, o altă pasiune de ta, pentru că tu, cum am mai zis, ești de mult, ești bătrân deja în toată treaba asta. Doi, uh, luat uh, și rolul uh, unui uh, jurnalist, aș spune eu, mm -hmm. la etapă anumită, o emisiune pentru copii la unul din posturile de televiziune din țara noastră. Se numi... Copilul cu stil, dacă nu mă copil, greșesc. Copilul cu stil? La Gorinel. Da? Sau la asta vă referiți? Cop da, sau nu copii la asta? cu stil. Da. Așa. Uh... Experiența dată ți-a plăcut? place să fii tu deja cel care dă întrebări și îți primești răspunsuri? Te regăsești în domeniul ăsta? Mi-a plăcut, de fapt, domeniul ăsta de... Încercarea tentativă. Da, da, da. O tentativă de a duce o emisiune, așa să spunem. Clar că e mult mai interesant, de fapt, cred că când tu faci scenariu și tu creezi cum e la tine în cap... Ați zis, îl faceu. Da, adică, oricum, scuze, din nou, la 13-14 ani... Că tu scrii, ții nu, nu faci din cap tău. Însă, aș mai încerca, dacă sincer. Chiar, chiar aș încerca. Adică e chiar și toată tot ideea asta cu podcastul și toată faza asta îmi se pare ceva foarte, foarte fain. Jurnalismul e un segment aparte, ne ție foarte mult timp. Și dacă ja, ar trebui iarăși să renunț la ceva, ca să iei asta chestia e problema. Da. Dacă fugi pe mulți iepuri deodată, nu-i prins, așa că... Câte că Trebuie cumva să te liniștești cu ideea, -a da. dată. Vorbim despre familie. Cel mai interesant și cel mai curios lucru e că uh, timpul trece și copiii cresc și împreună cu tine crește sorioara ta, Alexandra. Da. Am urmărit uh, câteva vloguri. Ea acum are vârsta de? Ea acum are 13. 13. Hai eu să faci voi împreună. Ea la fel dansează. Da. Și la fel face același stil de dans. Da, același stil de dans. Hmm. Da, voi vă iubiți tare, da. Asta, tu sarcastic sau...? Nu, eu, eu te îndrept. <laughs> în, în ultima perioadă chiar e foarte, foarte ok. S-a schimbat foarte mult relația frate-soră. <laughs> Dar tu crezi și ai vrea să crezi că Alexandra o să atingă reușitele și succesul tău în lumea dansului și o leacă este mai întreagă. Eu mereu am spus că eu sper și mereu Hai să zicem, eu am fost primul copil, da? Aha. Eu, am f eu am intrat în, în sfera asta, în industria asta mai devreme, și eu abia acum încep să realizez că n-am profitat de ce și trebuie să profit la vârsta ei. Și nu m-am implicat destul de mult. Și mereu îi zic: de ce nu te apuci? Dacă te epucat, tu îi faci mai mult ca mine și ajunge mai sus ca mine și interesul față de fete oricum la vârsta asta e mult mai mare față de un mm -hmm. băiat sau de 18 ani care dansează. Da are așa. interesul ăsta tu lezi din partea ei, muncește uh, pentru că tu ai putea să compari, muncește la fel de mult așa cum tu te, te dedicai în copilărie ta Faza chiar nu e atât de n-aș zice că deschisă, că nici eu nu s-a apărat deschis uh, nu e cu o interesată de, de social media atât de mult de a, de deci de... să apară pe lângă... Pentru că, da, da, pe lângă o carieră de dansator ar trebui și să evidențiezi toată munca Adică de. îi place să... Îi place să facă chestiile care e confortabil. De exemplu, vlogurile care noi le făceam mm. sunt confortabile că e cu mine și noi știm și și facem și ne completăm foarte bine. Dar nu, nu e, e, Chiar depinde de persoană. Nu poți să, să le pe fiecare a doilea și să-l arunci într-un film sau să-l poți să, să filmezi undeva sau să vină la un podcast, spre exemplu, sau ceva de genul mm. Adică eu sper că eu o să ajungă și o să fac ce vrea și de doamne și să mă întreacă să fac și mai mult, pentru că, cum zice și mama și tata, a întors să rămânem eu cu dânsa, că mama și tata duc, dar eu cu Alexandra să rămânem, uh -huh. și când va aveți numai unul pe altul, vă vreți bine de unul la altul. Uh, tot pe canalul tău de YouTube, eu am mai zărit că de acest canal, Mihai uh, Ungureanu, mai este atașat un canal, se numește Hugo Lina sunt tentative mele de gaming, de nu știu acolo, asta e. Am avut o perioadă, de mic copil mă uitam la gaming. Ok. Și eu foarte mult vreau un calculator din mic copil. La mine, într-un moment dat, am avut o chestie așa. Eu ne calculator. Aha. Uh -huh. Și eu mi-am luat calculator și mi-am luat calculator de 20.000 de lei. Ai îmi dau seama, <laughs> e vorba despre. Deci eu la montaj mă degândam așa computer. <laughs> și da, am avut am, am, am am de gaming, ea. da. Adică, multă folosesc pentru gaming, multă folosesc pentru editare, chiar tot. și Chiar dacă majoritatea chestiilor oricum le fac pe MacBook, uh -huh. dar sunt anumite nuanțe pe care prefer să le fac la Flotado, deoarece e mult mai puternic ca MacBook-ul. Deci, să zic că, la moment, foarte mult îl utilizez pe plan profesional, nu pot, dar de -a Doamne să-l să pun la treabă și, într-o final, să-mi scoși banii. Evident. hai tu cu un astfel de succes, cu un asemenea succes și cu o vârstă deja în e trecut în etapa asta a maturilor cum să mai zice, ai înțeles ce subiecte, ce teme sunt pentru tine tabu care tu nu că le ignori, dar nu preferi să le vorbești sau te deranjează? Deci aici privești comunitatea ta și cei care te urmăresc, te admiră, care vor să te admiri. <sus> Eu, per general, încerc să fiu deschis la tot. Per general, îmi place cred că ești deschis la tot. În Dar mășcați. unii oameni, în opinia ta, întrec acea linie roșie, știi care pe tine te deranjează? Pe mine mă deranjează falsitatea foarte mult. Și mă deranjează când. Uh, uh, nu știu cum să mă exprim corect, așa. Când e prea mult, prea mult vulgaritate. Mm -hmm. poate într-un fel, pentru că chiar există e o linie foarte finuță între sex și vulgar. Și din păcate, în ziua de azi, asta e o metodă foarte bună de a atrage atenția și de a face bani și dar eu trăiesc pe unele principii și mine nu mă las okay. sufletul să fac chestii de genul. Și cam, cam asta și aici mă deranjează de obicei la social media. Adică e falsitatea și vulgaritatea supra, mult mai mult decât ar fi ok. Clar că o poză la mare în bikini niciodată nu e rău, că dacă ți-o dat Dumnezeu ce să nu te lauzi, dar când ai pus acțiune numai pe asta, chiar deranjează, dacă sincer. Da vezi că, cum aș menționat-o noi încă de la început de podcast, viața asta în vizorul public, știi că nu știu, parcă vrei să nu se întâmple așa, dar se întâmplă, cam tot să dau la o parte. Începând de la o vârstă până la o vârstă. Tu astăzi Pot să afirm că pentru o persoană care este și reprezintă de fapt viața publică, în spatele acestuia sunt oameni buni, oameni din nădejde, prieteni, care sunt acei oameni, săritori la nevoie, să zicem așa. Există <coughs> pentru un om destul de popular, venind în popularitatea din copilărie, prieteni cu care crești. Eu personal cred că am avut norocul să am, să-i pot să-i număr pe dește la o mână, poate că și dește la o mână e mult, dar uh, sunt oameni în care am încredere cred că ar spune și la 100%. de Hai, poate la 100% de nu există, dar destul de sigur că nu ar face ceva ce mi-ar face și mie rău, sau nu ar spune unele lucruri, sau nu ar scoate vonuri, sau nu ar dezvolui unele secrete, așa spunem. Cu siguranță am oamenii ăștia, pentru că eu mereu am fost persoana care preferă să dezvolte conexiuni sufletești, așa mm -hmm. să spunem. Eu dacă mă bag în seamă cu o persoană sau ceva de genul, eu trebuie să fiu sigur la 100% de procent că asta e persoana potrivită. Exact. Că dacă nu... Nu, nu, nu pierd interesul într-un fel. Eu îți propun să facem un test în premieră pentru podcastul nostru. De ce? Pentru că pentru mine, cumva, în ultima perioadă și a vieții mele personale, se întâmplă niște lucruri strane, știi, și mă gândeam cumva. Propun să încercăm, să spunem, la o încercare, un prieten care tu zici că 100% cumva nu există, dar 90-99 ar putea. Știi că prietenii cumva fug atunci când este vorba despre bani. Așa. Dă să-l sunăm. Ok. Și i propunem să împrumute cât am putea noi, că el zic și să sări creșa. Să Cam și sumar Eu cred că la 18.000 de lei tot e mult, dacă sincer. Hai nu, hai. hai, nu, Nu, să, hai să încercăm să facem alt experiment. Zici că ai nemerit într-un accident, nu? Nu, că nici l-am permis, nici nu e logic. Um... <laughs> o, ai ieșit într-un restaurant, ceva de genul, și ți-a venit o notă de 3.000 de lei. n mă creadă. Nu? Nu, 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 stai. Dar ce situație Stai, 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 stai. Că nici el El și el mă știe, nu? Nu mă duc eu în restaurant dacă am bani. Nu, nu, nu. Deci, nu știu, și e... poți să-i zic că îmi trebuie bani urgent pe

Da, și, și din comun, cum să Ei Ai mai făcut farsă? Alo, mă auzi? Auzi, știi că la ne-i tată mi-am verificat de scardul și număr și bani și cheltuie, etc., etc. Care sunt șansele să ai vreo 2000 și o de lei la tine să ne-i dai și după să-i dau înapoi?

<свят> Все, мы интересно с я может скрил сам. Спасибо. Хорошо, хорошо, не From experience. А дважды, что там, с нос трясет, с обука, с кибоеверу. Аж я гуляю, ну держа по сактям, актенту ездил пройти, не пьёшь после легата, сау легата, мои мои бини здесь Apropo, tu ai avut situații gen, nu știu, când prietenii uh, la fel au procedat sau ți au cerut o mână de ajutor cumva va um, a fost, nu știu, cazuri unde n-ai putut de anumite constrenți să ajut sau au fost prea exagerat uh, și așa. Eu știu să zic, pentru persoanele potrivite și pentru persoanele care știu că a fac și pentru, să depun efort și pentru mine, fac și depun și eu un efort pentru dânsul. Chiar dacă e un caz puțin mai sensibil sau uh, încerc eu așa atent mm -hmm. să fac ce am de făcut, ca și, bă, și bă bine, să fie bine pentru toți. Am eu așa o chestie în mine că îmi place să fie bine pentru toți. Și uneori când e bine pentru toți, nu e bine pentru tine, dacă sincer. Și tata mi-a explicat foarte multe ori chestia asta că trebuie să fii bun, trebuie să fii acolo, dar trebuie să rupi și o bucățică ta. Că dacă nu rupi tu pentru bucățica ta, nu să-ți dai nimeni în mână. Mm, și eu cred că mai am încă de lucrat la capitolul dat, să pentru o bucăță <laughs> de ca mie, dar... Aici nu uitați să avem de lucrat, pentru da. că uneori bunătate ajunge să te împingă la o parte. Dacă tot vorbim despre bani... Așa. Tu, mulți ani în spate de muncă, dansator, festivaluri, proiecte mari de actorie și scenă și muzică, să nu uităm, noi putem asta să spunem că la 18 ani Mihai Ungureanu face și banii noastre. Și are mulți bani. Absolut deloc. De ce? <laughs> asta, e, revenim la rupim pentru bucățica ta. Eu n-am rupt pentru bucățica mea. Eu, nu, eu, niciodată nu ne-am dat interes față de bani, în primul rând. tot ce deci, facem eu, chiar și implicarea în proiecte și ceva de genul, mi îmi plășesc să mă aflu, mie îmi îmi să ajut. Uh, pentru mine era important uh, să mă țin în minte lumea, să apară în public, dar n-am zis niciodată că eu te ajut sau eu vin și mă filmez aici numai dacă îmi dai și de euro. Absolut uh -huh. niciodată nu a fost chestia asta. Și la un moment dat, plus că, de că chiar rămâie ești faza cu instagram sau ceva de genul. Eu n-am făcut publicitate. Eu am 143 aproape de mii uh -huh. pe Instagram și eu nu prea am făcut de felul meu campanie. Adică deci, le număr pe degete și chestii care așa mi-au mi plăcut mii foarte rar. N-am pus accent, dar înțelegi că e cam cazul să pui accent. Da, nu fac oameni buni. nu, nu, nu grăim de 50.000 de euro pe lună sau ceva de genul, dar un eventual 2, 3, 4 mii de euro pe care poți să-i faci din munca ta. Pentru că vrei, de că... vrei, asta e muncă pe care ani de zile, chiar și Instagram-ul și YouTube-ul și, și cum tot mai mult cum... e băgat în segmentul ăsta. Exact, de adică, adică de să nu, să nu profit de asta și să nu fac bani din asta până la urmă, să nu mă întrețin, să nu cumpăr o mașină din nou, să strâng, să-mi pot, să-mi permit să ies în oraș, să ies tătătătătă. Tă, tă, Mihai neapărat nu, aparat, nu, pre, nu preface bani a măi, adică ok, <laughs> mai sunt Chelsea, unele Mihai chestii, <laughs> da, nu <Mihai laughs> <de Chelsea. laughs> uh, Nu, mai sunt unele, unele campanii care am și pus să le fac, dar nu vorbim despre sume mari. Adică începem cu și nici aici e deodată. sus deodată. Dică eu de abia acum am început să-mi dau interes în toată chestia asta uh -huh. și sper că încet, încet, să, până în vară o să pornească treaba și o să pot spune deoparte oarecare sumă, ca să să-mi totuși mașina și aș știu că am venit stabil pe lună de atâta și să nu mă doar capul că mama dă-mi rog și tata dă-mi rog. Cu oricum, nu, nu, nu recurg eu foarte des la mama dă-mi rog și tata dă-mi rog, dar uneori se mai întâmplă. Mihai, eu în premieră o spun o întrebare la noi la acest podcast, dar ți-a plăcut acest podcast? Sincer, da. E prima dată când merg la un podcast, apropo. E prima, prima dată și mi-e mereu ne-a plăcut ideea asta de podcast, că nu e emisiune. E mm. un fel de... Liber vorbești. Da, da, liber mai, vorbești. Mai suni prietenă, mai pui la o încercare. Da, e <laughs> ceva mai... E ceva mai nou la noi și cred că e o chestie care e foarte faină și trebuie dezvoltată și eu cred că să avea succes. Noi mulțumim foarte mult pentru prezența ta în studioul nostru. Noi pe o dorim să mult succes, pentru că eu cred că tu ai dar mai ai nevoie de el și acesta este înconjoare în tot ce îți propui tu să faci în continuare. Mersi mult. Și mult succes la bag. Doamne ajut! Cum să zic și da, aici ar trebui Dumnezeu să-l pomenim, Doamne ajut <laughs> la bag, să-l dai cu bine. Mersi mult. Mihai Ungureanu, doamnelor și domnilor în studioul nostru, dansator, actor, interpret și ceva mai nou, acesta pune pasiune pe a face vlogging și a dezvolta social media. Noi ne vedem într-o nouă săptămână, iar voi această săptămână care are să aibă un început, să fie unul bun, productiv și să vă simțiți bine.